Primăria Reci are în derulare mai multe proiecte, unele cu finanțare de la statul român, altele de la Uniunea Europeană. Unele sunt legate de construirea sau modernizarea unor imobile de utilitate publică, în timp ce altele sunt în domeniul social. Printre acestea se numără unul care atrage atenția și asta pentru că mai mulți tineri din comună vor fi ajutați financiar. Este o inițiativă mai rar întâlnită la administrațiile locale și mai ales la cele din mediul rural, care sunt foarte mult axate pe modernizarea drumurilor și dezvoltarea rețelelor de utilități. O să putem împreună cu partenerul nostru din proiect să sprijinim 21 de cetățeni dornici care o să dorească să-și facă câte o firmă nouă și cu 5 angajați se putem ajuta cu câte 100 de mii de euro pe fiecare. Este un proiect în valoare de 3 milioane de euro. Un alt proiect are în atenție persoanele cu dizabilități. Având centru de zi pentru bătrâni, ne-am gândit să-i dăm pe programul operațional capital uman o nouă înfățișare prin care dorim să construim 10 garsoniere sau apartamente, vedem ce vor fi, prin care să putem să adăpostim, adică unde să-și ducă zilele 20 de persoane cu handicap. Valoarea acestui proiect este unul destul de frumușică, 3,5 milioane de euro. Proiectele au trecut de o parte a evaluărilor deja, iar administrația locală așteaptă să fie aprobate. Este cert că vor fi în avantajul ambelor categorii de beneficiari.